Doamnelor și domnilor, este fără îndoială una dintre cele mai spectaculoase ediții, episoade din istoria secretă a umanității, un serial pe care îl urmăriți de foarte mult timp, cu care v-ați familiarizat și care, sigur, devine din ce în ce mai viral. Bucăți întregi din această emisiune sunt furate, cum se spune, în foarte stilul bine. Românesc. Sunt însușite de tot felul de entități de pe net și mediatizate. Cred că TikTok-ul a fost inundat cu bucăți din emisiunile noastre. Ia. Asta e, până la urmă, sigur că puteam să facem lui așa ceva, dar eu n-am timp, trebuie să muncesc. Deci hai să ne întoarcem faza... Hai să dăm drumul puțin încă o dată filmului ca să ne dăm seama ce vedem. Hop, uite, stop. Aici. Perfect. Acesta noi îl numim aparat de atac. Este un crucișător. Are două linii de atac, iar deasupra se află trei echipe de atac. Este un singur aparat. Iar aici este propulsarea. Arhitectura este umană. Sau este după mintea, așa cum o vede, mintea unei rase umanoide. Și când spun rasă umanoidă, spun așa. Rasă care se naște bipedă, deci se naște, este bipedă, are simetrie, doi ochi, două urechi, două nări, două buze, pentru că desenul cranian permite doar un tip de metru cubaj, de metraj cub de creier, iar desenul cranian ne dă acest desen. Deci acest aparat de atac este un aparat construit de o rasă umanoidă care gândește similar cu noi. Ce se întâmplă? Numai că e mult mai avansat. Problema este că, acum ca să vin foarte clar, este cam cât Piața Unirii de Mare. Bine. Doi, da. Pierde plasmă. Ceea ce noi vedem aici este plasmă. Plasma... Îi dăm drumul? Dăm drumul. Da. Plasma este o substanță la peste 1.000.000 de grade încălzită. 1.000.000 de grade. Deci ceea ce noi vedem acolo este de fapt una din cele mai mari arderi pe suprafața Lunii. A apărut tot în fața unui astronom care se uita efectiv tot printr-un telescop, se uita să vadă ceva. Și i-a apărut în față. Acest obiect s-a deplasat un sfert de lună până când a dispărut efectiv. Nu se știe dacă a ars complet, uitați-l. Mm-hmm. Da? El și traversează efectiv un teren extrem. Ceea ce vedem aici, această gaură neagră, acest cerc negru, este de fapt este fundul unui crater. Bineînțeles. El traversează efectiv peste mai multe cratere, după cum îl observăm. Este foarte clar că avem de-a face cu o greșeală tehnică severă. Ăsta e un cub, apropo. Ăsta e un cub. Apropo de neregularități, de forme ciudate. Ăsta este un cub. Da. Ăsta nu-i făcut, ăsta nu, se pare că nu are legături cu rase umanoide. Pentru că trebuie să înțelegem că în spațiu noi avem rase umanoide și rase non-umanoide. Da, acesta este uluitor, este de fapt practic ruperea în bucăța a unui obiect enorm. Până și obiectul care se îndreaptă spre lună este enorm în raport cu obiectul mamă. Este o aselenizare pe partea întunecată a lunii. Bineînțeles se pierde. Da, secvențele sunt uluitoare, este foarte clar. Credeți în varianta asta că luna este o bază extraterestră? Acum eu am să vă spun un singur lucru. Uite, aici pleacă de pe lună. Le vedeți? Uh-huh. Aici pleacă, dar vedeți umbrele cât de imense Immense. Sunt. Au soarele în spate. Uh-huh. Deci imaginea este extrem, extrem de clară. Da, ciudățenia asta că luna e la o distanță de 400 de ori. Cum e? Da, bun. Luna se află la un punct exact, da, care îi permite că atunci când face eclipsă să acopere soarele. Deci se află la o distanță egală față de pământ și de soare. Față de pământ și de soare, ca raza lunii, da, ca cercul format de lună, să acopere soarele. Asta este un fenomen meteorologic care noi îl numim eclipsă, dar el se întâmplă, am înțeles că raportul statistic este 1 la 1 trilion ca o planetă să aibă această așezare lângă o altă planetă.
practic natural este infimă, este infinitizimală, cum se spune, adică șansa. Infimă la nivel de infinit, șansa ca acest obiect să fie, să fie expus lângă o planetă care să creeze o eclipsă. Cineva... Deci este de 400 de ori mai mică decât Soarele, da, dar de 400 distanță... de ori mai aproape exact. De Pământ. Exact, asta este, 400 cu 400. Hai să fim foarte clari. Așa că atât Soarele cât și Luna da. Par să aibă aceeași dimensiune pe cer. Deci, hai să fim foarte clari. Dacă ar fi să credem în umorul naturii, am crede că natura ne-a dat un umor și ne-a dat un spectacol. Hai că umanii ăștia, maimuțele astea de pe Pământ, să se distreze. Nu. Altul a fost sensul acestei așezări al Lunii. Îndeplinea o funcție fundamentală în raport cu cel care se afla pe Pământ. Numai că Carl Sagan a avut o altă întrebare. Deci dacă îndeplinea o funcție, cum face el, că e un tip de ăsta așa, vorbește așa, gravitas, vorbește cu... Ce, dar dacă îndeplinea o funcție a celor de pe suprafața Soarelui, și bineînțeles, lumea a spus, nu există nimeni pe suprafața Soarelui. Acum, la surprizele pe care le putem avea în istoria umanității și în istoria spațiului, nu știm. Sorry, există câțiva faraoni despre care se spune că sunt non-umani care se chinau unor entități de pe Soare. S-ar putea să fie iar altceva. Iar Ra, principalul zeu egiptan, s-ar putea să fie altceva. Era zeul Soarelui. Există o teorie că într-un moment extrem de important al Soarelui, acesta are o capacitate de a deveni hollow, adică să vezi prin el. Este momentul eclipsei. Nu cumva cineva se uita la Pământ prin Soare și atunci cineva, altcineva sau acel cineva a pus Luna ca nimeni să... Un paravan. Pentru că și noi, de exemplu, la alte planete pe care nu le putem vedea, noi ne uităm prin reflexia în alte planete. În atmosfera altor planete ne uităm la planete vecine. Este o regulă a oglinzii. Deci, funcția Lunii, încă funcțiile Lunii sunt așa de necunoscute. Cert este un singur lucru. Au calmat apele de pe Pământ. Iar dacă ceva a dus la apariția și echilibrarea vieții pe Pământ, a fost calmarea apei. Luna a calmat și regularizat apele. Altfel, erau valuri de 200 de metri înălțime. Nu putea să existe nimic civilizațional pe o planetă în care îți vine câte un val de 200 de metri înălțime. Deci, Luna are funcțiile sale. Le vom descoperi încetul cu încetul dacă nu le-am descoperit. Da. Ce mi-este frică, și aici trebuie să subliniem, că vom găsi ca la piramide, după ce am dat în piramide, mai țineți minte, a pus un britanic, un așa zis explorator, a pus dinamită la suprafața, că vedeți că este o rană pe una din piramide, este o gaură, a încercat să dinamiteze piramida ca să intre în piramidă. Că noi am aruncat deja cu tot felul de lucruri în Lună. Că vom găsi la un moment dat cheia. Dar cine are Luna, are Pământul. Cine are autoritatea asupra Lunii, are, din punct de vedere strategic și militar, și nu numai, cosmic și spațial, are Pământul. Deci este cheia, practic, existenței noastre. Este cheia, practic, a acestei fenomenale rase umane. Da. Se prea poate să fie arca lui Noe. Se prea poate la un moment dat Pământul să nu mai poată fi salvat și atunci să ne mutăm în interiorul Lunii sau să găsim un mecanism și să plecăm cu Luna. Să ne ducem într-o altă. Dacă ne lasă băieții care supervizează Luna. Dacă ne lasă, nu. Mai e ceva. Da. Da. Mai e ceva. Să nu uităm de Nibiru. Că totuși legendele primordiale ale Terei, legendele sumeriene, merg pe ideea că acei creatori, cei care ne-au tot au încercat formule genetice până au ajuns la acest Homo sapiens, formulă, da. Au venit de pe Nibiru. Ce e Nibiru? Aici o întreagă controversă. Citeam materiale... A câta lună au zis? A noua? A zecea. A zecea lună a zecea. Din sistemul solar. Pluto, de fapt, Pluto care era a noua, nici mai considerată planetă pentru că e prea mică. Păi și... Nu, Pluto. Da. Pluto a fost... Da. I s-a luat titlul de planetă. Și ne amintim de manifestațiile din fața Institutului Britanic de Astronomie. Oamenii erau revoltați că i s-a luat acest. Apropo de Nibiru, fiți atenți aici, imagini rare, spuneam.
Se spune că astea sunt niște secvențe care ne arată ceva, o comunicare. Uitați, ceva de pe planeta Nibiru. Așa ar arăta Nibiru, o da. Planetă sau o navă de proporții inimaginabile, care, o planetă care ar avea de 10 ori dimensiunea Terei. Ce arde sau ce e acolo? Ce vedem noi? Nu știu, imaginele sunt, mă rog, sunt, n-am cunoștințe necesare căzute, pentru a comenta. Practic... Nu, asta este de pe Pământ. Nu, nu, atenție. Nu, da. Asta este de pe Pământ. Asta nu, este... nu e altceva. Nu, apar... Asta e altă imagine, nu este Nibiru. Nu știu cum sunt mixate, probabil că da, e un material documentat. Asta e un fenomen foarte interesant, niciodată nu s-a știut. S-a crezut că a fost doar un portal creat și și-au dat seama cei care au creat portalul că nu e adresa cum trebuie. În ceea ce privește planeta Neptun, se spune despre ea că are o orbită atât de excentrică, care avea nevoie fie de 3600 de ani pentru a face o orbită completă în jurul Soarelui, fie de 20.000 de ani. Sunt calculele unor, cercetători spanioli care spun că se învârte de-abia în 20.000 de ani în jurul Soarelui. De-aia nici nu prea apare pe Pământ. Dar dacă este o navă de 10 ori mai mare decât Pământul, ar explica până la urmă o mulțime de lucruri legate de începuturile Terei. Și de ce apare atât de rar? Ideea este că nu știm cât de friendly sunt acești anunnaki. E clar că nu ne-au distrus. Până la urmă ne-au lăsat să existăm. Eu nu cred că ne-au distrus. Ne-au lăsat într-o stare de distrugere încât noi n-am învățat încă mai nimic. Vreme că anunnakii au creat... există o singură legendă. Și eu am să vorbesc despre acest interviu pe care eu l-am citit. El nu a apărut niciodată. Ce e asta? Asta este o urmă a lui Anunnaki. Trebuie să înțelegem un singur lucru. Așa. Asta nu e Anunnaki, asta nu e planeta. Asta nu e nava, ca să fim clari. Da. Este clar că, mie mi-este clar că Nibiru nu este o planetă. Este ori un satelit ascuns pe undeva după Jupiter, pe care noi putem să-l vedem, ori este în spatele Soarelui. Mie mi-este clar că Nibiru nu este o planetă. Pentru că dacă ar fi fost o planetă, noi am fi avut în istoricul umanității această întâlnire cu altă planetă care ar fi adus haos pe planeta Pământ. Deci așa ceva nu există. Eu spun un singur lucru. Anunnakii, dacă au creat această rasă, n-au creat-o pentru a cânta la harpă, rasa umană să cânte la harpă și să le pună vin în pocaluri, cum spun legendele grecești despre zei, da? Sau egipteni. Există un singur interviu al așa numitului, al unui mare vizionar, a unuia care vede... care vede în spațiu, unui remote viewer. Uh-huh. A fost celebru tipul, a murit prin anii 90, care spune că el a reușit să penetreze Nibiru, care l-a găsit în jur de Jupiter, făcând acești 3600 de ani, l-a găsit acolo și a intrat și că el a reușit să-l identifice pe Enki. Și există și un desen al lui. Una din zeitățile, așa, nu-i trei zeități. Al treilea suprem. Comandant. Enki da. Este al treilea comandant. După Enlil, Anu și Enlil. Da, așa. Că Enlil era deja mort, Enlil nu mai trăia în momentul acela, în anii 80. Și este omul care a susținut că Enki nu este prieten niciunei rase construite de ei. Nibiru poate să fie începutul sau finalul, din punctul meu de vedere și din punctul unor mulți analiști. Să lăsăm poveștile siropoase că, vai, nu vor să avem bombă atomică, vai, nu vor să avem nu știu ce, la tehnologia lor de a crea o rasă întreagă, integrală, inclusiv cu funcții de reproducere. Da, tehnologia nucleară Tehnologia nucleară nu are niciun fel de importanță. Dar Nibiru este, pe de altă parte, dacă este adevărat că este, să spunem, locul de tron, da. Da, locul de regalitate al acestei rase superioare, vechi, cum mi se spune, cei vechi. Zeii vechi. Zeii vechi. Mie îmi spune că planeta lor nu mai există. Asta mie mi-o spune și asta mă sperie. Pentru că confirmă multe din legendele vechi
în special indo-sumeriene, care vorbesc de distrugerea planetei de unde veneau Anunnaki. Și atunci Nibiru să fie efectiv numele de cod al vasului, al navei spațiale, care poate să fie de 10 ori mai mare. Atunci ei totuși caută habitat. Problema este că ei nu pot să vină pe planeta Pământ, că dacă nava lor este de 10 ori mai mare ca planeta Pământ, n-au loc. N-au loc, este evident. Clar. Pe de altă parte, întrebarea mea este de ce n-au plecat în alte sisteme solare sau de ce n-au plecat în alte galaxii. Ei poate au niște tătici acolo care... Păi poate că au pe niște unii care nu, nici ei nu sunt plăcuți, știți cum da, e? Da. Deci, Mădălin Ionescu, eu cred că noi ne apropiem de un moment, de o intersecție. Hai să arătăm imagini cu intersecția cu OZN-urile. Da. Pe final, mai câteva minute măcar, cât prindem din noile, cele mai recente imagini cu OZN-uri. Sunt fabuloase unele între ele. Da, așa este. Pentru că se întâmplă ceva. Este din ce în ce mai evident că nu numai că se lasă filmați, dar că surprindem evenimente... Asta e comunicare. Da. Asta este sistem stelar de unde sunt ei. Surprinde mesaje din ce în ce mai evidente sau apariții din ce în ce mai evidente ale lor, din ce în ce mai clar este că se arată fără nicio jenă și că fie ne transmit mesaje, fie nu mai au de ce să se ascundă. Sau la ne consideră suficient de maturi. Nu au că se arată nou. Sau nu știu că ni se arată. Dar asta este comunicare, să fim foarte clari. Uite, un triunghi, au format un triunghi. Deja, dacă te uiți și vei vedea un dicționar al diverselor forme geometrice. Sunt mai multe, sunt mult mai multe. Hai să trecem de asta, că asta îi dispare. Da, putem să altă apariție în același stil. Același stil, sunt aceleași de fapt. Asta au apărut și ziua și noaptea. Aici, asta e foarte interesant. Asta e ceva este, foarte tare. Da, asta este o navă care părăsește planeta Pământ și ca întotdeauna trebuie și să... Și care este foarte mare. Totuși. Și care este foarte mare și care, atenție, este ascunsă de un nor. Da. Camuflată. Camuflată de ce? Este capabilă să atragă electromagnetic, să atragă norii în jur și să formeze o camuflare. Dar cum ești electromagnetic, în acel moment norul, adică ceea ce te camuflează, îți ia și forma. Exact. Din acest tip de camuflaj nu se poate trage. Italienii au descoperit că trebuie să se decamufleze aparatul, să dispară camuflajul ca să poată să tragă. Aici dăm mai încolo la un alt material, e clar, ne-am lămurit, este o apariție spectaculoasă. Da. Dacă putem, așa, ia uite aici. Nu, aia e lumina străzii. Trebuie să vedem unde e adevăratul. A, ăsta nu, ăsta. Da, aveam impresia că e lumina străzii. Nu e. Da. Nu e lumina străzii, este o, iară cu o plasmă în urma lui, o ceva ciudat. Nu, este un... E o lumină care o transmite, dar nu o transmite până pe Pământ. Deci aici aș fi foarte atent. Aici chiar aș fi atent, dar aș vrea să știu ce-i cu avionul acela și spre ce se îndreaptă. Că ăla e un avion. Da. Dar nu se îndreaptă și trece pe lângă, nici nu-l simte dacă se observă, da? Nici nu-l simte, deci... Deci vezi, în acest moment nu mai ai aparate care distrug motoarele sau opresc sistemele de energie ale aparatelor noastre de zbor. Ceea ce mie îmi spune că acele forțe au înțeles că să nu mai oprească avioane să cadă, să nu mai oprească mașini, să nu mai... Aici e o chestie interesantă. Aici este foarte interesant, este un triunghi. Asta este avionul Aurora. Oprim puțin imaginea, deci dacă este se al nostru. Poate. Este al nostru, este un triunghi. El este... filmat dintr-o, cum se cheamă, dintr-un unghi care nu-i scoate în evidență. El este un triunghi, este avionul Aurora. Este noul, este un avion care încă nu este interzis spre publicare. El a fost pozat în spațiu, însă de acolo se știe. Uh-huh. Îl cheamă Aurora pentru că este multimedia, poate să intre, poate să meargă, atenție. Uite, aici sunt de fapt mai multe, sunt două. Și aici este o proiecție totală. Asta e o proiecție totală. O să explic și ce e asta. Într-o altă ediție. E o proiecție a lor, a celor din interior, care erau umani. Aurora, de aceea se spune Aurora. De ce Aurora? De ce vine? E la apariția dimineții, da? Și ai impresia că iese din pământ și se duce în cer. Asta face Aurora. Trece din atmosferă în spațiu. Este un multimedia. Ea poate să treacă ca avion și apoi să se transforme prin reactoarele sale într-o rachetă spațială. Deci începem și noi să... Da.
deci, un pic mai... Da, să rupem puțin barierele. Da, să rupem, da, barierele. Să rupem barierele. Avem multe alte imagini. Da, asta este cea mai una din, da, cele mai interesante. Este Oceanul Atlantic. Este depărtarea cam 500 de metri. Problema fundamentală este că era atât de sus. Nimeni nu realizează de ce două lumini. Și vedeți că apare a treia, a patra, a cincea. Nu se știe dacă a fost dronă, sunt drone sau pur și simplu este un aparat necunoscut. Ceața este cea care o apără, iar eu cred că cei dinăuntru au crezut că ceața îi apără. De aceea sunt atât de vizibili. De aceea fac acest joc. S-a întâmplat însă și ziua. Avem multe imagini, nu mai putem să le dăm pe toate. Le reportăm pentru, pentru o ediție de anul viitor. O ediție... Mai avem încă una săptămână viitoare. Mai avem una săptămână. Cred că ultima ediție din acest an... Este, da, un episod din Istoria Secretă a Umanității. Să vedem dacă îl vom difuza aceste imagini atunci sau într-o altă, în ediția următoare. Nu, nu, trebuie sunt să fantastice difuzăm, aceste apariții noi. Pentru că eu trebuie să vă fac diferența între cele umane și cele, și cele de altic, de altă natură. Pentru că sunt și cele umane care să știi că pot să dea imaginea unor, unor OZN-uri imense, dar de fapt sunt două bucățele de un... Mulțumesc foarte mult pentru prezență, HD Harman. Crăciun fericit celor, da, care Crăciun ne urmăresc. Crăciun fericit tuturor, da. Le dorim să aibă parte de belșug, de să fie sănătoși în această perioadă și să se bucure de prezența celor dragi, pentru că vremurile sunt cum sunt. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare, imediat după Crăciun, însă în seara de Crăciun îl veți revedea pe HD Harman într-o companie inedită, într-o ediție spectaculoasă de Crăciun. Nu ați văzut niciodată în acele ipostaze pe celebrul HD Harman, alături de Mirel Parada, alături de Mirel Curea, alături de Dian Popescu, alături de Sarmiza Andronic, de cântăreți de muzică, celebri de muzică populară, alături de mine, alături de soția mea, Cristina. Un alt Harman, da, exploziv, ceva ieși din comun. Așadar, rămâneți cu bine, ne revedem săptămâna viitoare, marți, de marți ne revedem live. Toate cele bune, mulțumesc Uniformen pentru ținută și toate cele bune, Crăciun să ne revedem în cele mai bune condiții. Crăciun fericit încă o dată!